Salut! Eu sunt Miru și astăzi vom vorbi despre mizerile de pe internet. Fraților, știu că măcar o singură dată în viață sau cel puțin o dată pe zi dați de una dintre mizerile pe care le voi enumera eu astăzi în episod, așa că să trecem la lucruri serioase. După cum vedeți, sunt într-un alt decor, probabil vă întrebați de ce, pentru că Miru s-a angajat. Unde m-am angajat? M-am angajat la Contour Academy, o academie de frumusețe și de oameni foarte, foarte, foarte faini, dar astăzi, da, filmez la muncă, după cum vedeți, filmez la muncă. Sunt chiar într-o cameră de procedură și am zis de ce nu, pentru că weekendul trecut am întârziat cu vlogul. Știu și înjurați-mă și îmi cer scuze, dar săptămâna asta am zis să fie unul interesant. După părerea mea, în viața noastră de zi cu zi, fiind niște persoane care deja ne-am mutat cu viața într-un mediu virtual, cum și în viață întâlnești lucruri de căcat și oameni de căcat, așa le întâlnești și în online și din punctul meu de vedere, acestea sunt unele dintre ele. Prima chestie cu care eu nu sunt de acord și mi se pare un total bullshit al internetului sunt comentariile de hate care sunt împrăștiate peste tot, pe la poze, pe la videoclipurile de pe YouTube, pe la postele de pe Instagram, absolut peste tot, până și la fucking reply-uri în Insta Stories. Am o întrebare, de ce ai intra pe un vlog pe YouTube? Ok, nu-ți place, bine mă, nu-ți place, nu te obligă nimeni, frate, să te uiți la el, dar de ce simți tu nevoia ca om frustrat să mai pierzi încă 3 minute la videoclipul respectiv ca să dai un comentariu de hate gen bă, ce preză ai, învață să te exprimi sau chestii de genul ăsta. Mie mi se par extra stupide, mi se pare o ură pur și simplu împrăștiată gratuit către niște persoane care până la urmă, frate, fac ceea ce le place. Adică dacă ție nu-ți place vlogul ăsta, nu te obosi să dai un coment de hate pentru că tocmai ți-ai pierdut încă fucking 120 de secunde din viață. Întrebările repetitive mi se mai par un alt bullshit al internetului, la modul în care în live-uri pe Facebook și pe Instagram și chiar pe YouTube sunt genul acela de întrebări pe care persoana respectivă le-a explicat și le-a dat răspunsul de 11.000 de ori. Cum mi se întâmplă mie? Câte tatuaje ai? Câți ani ai? Mai vorbești cu bie? Ești bine? Ai fumat ceva? Nu. N-are niciun fel de treabă, am răspuns la întrebările astea, dacă nu mă urmărești și nu știi activitatea, te înțeleg, dar în același timp fii conștient de faptul că sunt niște întrebări super plauzibile la care probabil mai mult ca sigur am răspuns deja. Din punctul meu de vedere, ca și persoană în vlogosferă, ca și persoană în general și ca și om crescut cu muzică, într-adevăr muzică, adică crescută cum a fost crescută toată generația noastră, cu ABBA, cu Queen, cu Bob Marley, voi generația 90 știți despre ce vorbesc. Dar din punctul meu de vedere, eu sunt sătulă de bullshit-ul de muzică ce se află în online, muzică fără mesaj, muzică numai despre bani și sex și droguri și gardă și scâscă. Nu. Bă, nu, opriți-vă. Muzica pe care noi am blamat-o foarte mult timp, adică manelele, știți ce zic, de zice de dușman, de fan, de femei, de chestii, pur și simplu s-a transformat în ceva ce cucerește internetul, adică ceva extra fucking nasol, frate, extra fucking nasol, adică ascult muzică și pur și simplu nu aud nimic, adică nu aud mesaj, nu mai aud textul ăla în care să ambiționezi un om când e jos, nu mai aud mesaj. Mi se pare un bullshit al internetului faptul că sunt promovate foarte multe chestii înainte de vreme. Și să vă explic un pic faza cu înainte de vreme. Adică nu mi se pare normal, din punctul meu de vedere, repet, ca, nu știu, la vârsta de 13 ani în ziua de azi să ai 2 copii sau să îți începi viața sexuală chiar sau să intri în diferite belele care nu corespund cu vârsta ta, frate. Adică se promovează în online foarte multă violență, cum sunt clipurile pe care le distribuie toată lumea de când ne știm, fie prin masturi, fie prin statusuri pe Facebook, cu câini decapitați, oameni decapitați, animale în suferință și chestii de genul ăsta. Voi să știți că dacă expunem violență, asta nu înseamnă că o și tratăm. Înțelegi? Tot ce putem face este să ne punem mâinile în cap și să zicem, o, Doamne, ce se întâmplă în lume! Stai, nu! O, Doamne, ce se întâmplă lume și ce am rezolvat cu asta, nu am rezolvat nimic. Pur și simplu ne-am mirat ca proștii și am trecut mai departe și ne-am și făcut un trip urât că am văzut o imagine violentă și nasoală. Adică stop doing that,
opriți-vă din a distribui chestiile de genul ăsta, pentru că instigă foarte mult la violență, instigă foarte mult la sex, la droguri. Și da, știu că sexul, drogurile și armele și femeile vând în ziua de azi, dar hai să nu vindem chestiile astea unor copii de 10-12 ani care chiar se uită la noi, știi ce zic? Mă enervează foarte mult pe internet și mai ales în chat-ul privat oamenii care văd că nu le răspund, dar totuși îi scriu: hei, bună, bună, salut, bună, ce faci, cum ești, ești frumoasă, mulțumesc, ce faci, salut, ești bine, ok, da. Frate, vezi că nu-ți răspund, îți dau cu sin, înseamnă că nu te cunosc, nu-mi doresc să ne cunoaștem, nu-mi doresc să vorbim, sau stop it, nu mai scrie, e ok. Oamenii care te pupă în cur în online și apoi te blamează că nu le răspunzi. Mie personal mi se întâmplă chestia asta extrem de des în live-urile de pe Instagram. După cum știți, de când m-am angajat, fac în fiecare zi un live pe Instagram de la job, în care, nu știu, vă arăt ce fac și stau cu puiul pe cap și chestii de genul. Cei care mă urmăriți știți mult prea bine. Dar sunt oamenii ăia, vă spun, chiar săptămâna asta ce am pățit: hei, Miru, bună, e simpatică, ce faci, bine, fac tu, ce faci, spune-mi numele. Nu! A, eu ies din live-ul ăsta de proști. Adică, bă, pe bune, frate, îmi spui că sunt printre puțini care răspund la mesaje și la comentarii și că mă apreciez și că nu știu ce, dar că nu fac ce vrei tu, când vrei tu și cum vrei tu, sunt un căcat de om, nu mai sunt niciun artist bun, niciun vlogger bun, sunt un om de căcat ce ar trebui să mor spânzurată undeva în fundul curții. De ce? De ce cereți în live-uri să vi se spună numele, bro? De ce? Cu ce te ajută? Cu ce te ajută? De ce conferă un plus vieții tale? Vrei să faci o înregistrare de ecran în care să zici că, nu știu, Sulea ți-a zis numele? Ok, bun, ți l-a zis, te simți mai bogat sau mai fericit sau cu sănătatea la un nivel mult mai mare dacă ți-am zis numele? Nu. De ce? Pentru că este o chestie stupidă. Bă, stupidă rău de tot, stupidă rău de tot. Le mulțumesc tuturor celor din comunitatea mea de Instagram faptul că au înțeles chestia asta. Noi când intrăm în live-uri avem niște reguli foarte bine stabilite, adică nu mai întrebăm de X, de Y, nu mai spunem numele, nu mai pierdem timp. Este o pierdere de timp totală. O mizerie a internetului este cea în care intru să-mi comand de mâncare o pizza și în colțul paginii văd un ditai penisul care mai face și așa. Vrei să-ți mărești penisul în 3 zile? Dă click aici. Nu, bro, vreau să-mi iau doar o pizza, dar hei, mersi, când o să-mi crească un penis, chiar mi-aș dori să bag niște pastile în mine ca să se facă sula mult mai mare. Încă o chestie cu reclamele care mă disperă și mă disperă chiar și în cadrul vlogosferei. Băi, fraților, eu înțeleg, facem ceva din pasiune, la un moment dat dorim să scoatem și un bănuț de pâine din ceea ce facem din pasiune. Bă, Dani, să-ți pui reclame din 3, în 3, din 5, în 5 minute la un vlog, frate, pe lângă faptul că sunt niște reclame penibile și care nu au niciun fel de legătură cu contentul pe care tu le expui. Bă, sunt super multe reclame și crede-mă, eu dacă într-un vlog văd 2 reclame maxim, gata, l-am oprit, deci m-ai pierdut. Pentru că știți cum sunt reclamele alea de vreo 30 de minute la TV când încerci să te uiți la un film? E, cam așa devine și vlogul sau emisiunile online puse cu 7000 de reclame. Ajungem la fix același bullshit în care închidem televizorul și zici: a, sunt reclame, lasă că dau drumul jumătate de oră. Da, dar pe YouTube, frate, nu mai dau drumul jumătate de oră, îi dau drumul de tot like de pe canalul tău, știi ce zic? Facebook-ul nu mai are reach, asta mi se pare din nou o mizerie internetului. Momentul în care îmi apar acum amintiri de pe Facebook în care la un fucking check-in aveam 500 de like-uri și acum pun o poză foarte mișto și am 100 de like-uri sau un reach de 3 persoane la un vlog sau ceva. What the fuck, Mark? Do something, baby! Iar ultima, iar nu cea din urmă, voi spune o părere extrem de succintă legată despre influenceri. Da, mie mi se pare că chestia asta cu influ, a luat o amploare foarte mare. Nu oricine este influencer. Eu nu sunt un influencer pentru că nu am un număr atât de mare de oameni care mă urmăresc și pe care să influențez. Încetați cu bășinile astea că sunteți influencer la 5.000 de followers pe Instagram, încetați cu bășinile de a avea pretenții de la oameni care au diferite servicii și voi le vreți pe moca pentru că sunteți influencer și le faceți voi promovare, încetați cu acest bullshit pentru că you don't do shit. Înțelegi? Adică, din punctul meu de vedere, la un moment dat când vii cu niște pretenții, bă, chestiile astea s-au nesimțire, frate, înțelegi? Nu are treabă că și eu am campanii, am bartere, am chestii de genul ăsta, dar și ofer pe măsura posibilităților pe care le am, plus că un brand n-avea să se bage cu tine în seama dacă
tu nu ai nimic de oferit. Este posibil la un moment dat să-ți iei în mufă foarte tare pentru că omul respectiv nu vrea să colaboreze cu tine și știi mult prea bine articolul cu hotelul și cu vrei pe moca și cu chestii de genul ăsta. Dar da, omul ăla are dreptate și pe de cealaltă parte a persoanelor care sunt contactate să facă ele campanii și batere și așa mai departe, dacă nu te vrea, nu te caută. Dacă te vrea, te caută. Sper că sunteți de acord cu mine că avem foarte multe mizerii pe internet în ziua de astăzi. Sper că sunteți conștienți de faptul că foarte multă lume, din ce în ce mai multă lume, se strecoară în sfera de online și sper să înțelegeți că noi care suntem deja aici ar trebui să controlăm chestia asta pentru că știi cum e, când se mărește familia, mai vin și rude din alea pe care nu le vrei și uscături și chestii de genul ăsta, so let's keep it clean. Dacă vreți să dați comentarii de hate la vlogul ăsta, nu aveți încotro decât să le dați pentru că, da, eu sigur nu le voi asimila în sufletul și în mintea mea ce vă pot spune. Nu-mi plac despărțirea, așa că vă zic salut și ne vedem data viitoare!